Bună regăsire, prieteni ai sportului! Vă spune Cristian Frisc în numele echipei de transmisie Steaua TV de la bazinul din complexul sportiv Ghencea. Astăzi vom asista împreună la o partidă din Superliga Națională de Polo pe Apă, contând pentru prima etapă între Steaua Stirom și Club Sportiv Rapid București. O partidă care dublează ceea ce s-a întâmplat ieri, tot aici, în aceeași arenă lichidă, dacă putem spune astfel, metaforic, bineînțeles, când Steaua, în etapa inaugurală, a dispus cu scorul de 13-5 de Caschetele Feroviare. Rezultatul defalcat pe sferturi a fost 1-0, 4-1, 4-2 și 4-2 pentru echipa militară, care, să nu uităm, este campioana în titlu, oprind hegemonia formației bihorene CSM Digi Oradea, după un deceniu în care aceasta a dominat literalmente competițiile interne. Pe micile ecrane, de la stânga către dreapta, atacă în acest prim sfert formația stelistă. Am avut un angajament, a ajuns primul acolo la balon Dragoș Pandelea, însă el a fost deposedat apoi de către Ivan Crisman în acel duel și va fi repunere pentru Steaua. Așadar, primul atac. La Polo avem atacuri de 24 de secunde. A mai rămas încă 15 în zona 2 balonul. Ajunge acum la Dimitri Goanță, care joacă în poziție de fundaș. O boltă pe care a încercat-o foarte frumos Alexandru Ghiban, însă balonul a lovit bara transversală. Să facem și prezentările celor două echipe. Steaua începe cu Dragoș Pandelea în poartă. Și de pe caschete, George Filipovici numărul 2, Alexandru Pantazi numărul 3, Alexandru Vătrai numărul 4, Cosmin Cotrău numărul 5, Andrei Bușilă numărul 6, Nicola Murișici numărul 7, Ivan Crisman numărul 8, Daniel Robu numărul 10, Alexandru Ghiban numărul 11, Dimitri Goanță numărul 12, Tudor Popescu al doilea portar numărul 13 și Ștefan Ghiban cu numărul 14, nimeni altul decât fratele internaționalului Alexandru Ghiban. Linge dusă pe extremă și iată deschiderea de scor, survine în cel de-al doilea minut. 1-0 în favoarea echipei steliste, autorul golului este Nicola Murișici, angajat în centru, la câțiva metri de poarta apărată de către Florin Nene, acesta deschide scorul. Sextetul de bază, formulă Ivan Crisman, extremă dreaptă, Inter pe aceeași parte Alexandru Ghiban, în centru, pe post de fundaș evoluează Dimitri Goanță, iar pivot, centru, Nicola Murișici, autorul golului anterior. Latura stângă este asigurată de către George Filipovici, Inter, și Daniel Robu, extremă. Sigur, toate aceste posturi sunt interșanjabile. Am avut aici un șut al lui Victor Antipa, o aruncare, de fapt, pentru că la Polo nu putem folosi formula șut, este vorba de o aruncare cu brațul. Mingea a fost însă apărată de către Dragoș Toienescu, care își trece în cont o nouă paradă. Robu trage după el acolo apărătorul. Era vorba de Victor Antipa, cel care a reușit să-l incomodeze suficient pe jucătorul stelist. Rectific, am spus că atacul e de 24 de secunde, atât mai erau în momentul în care mă uitasem la cronometrul din colțul bazinului. Regulamentar vorbind, la Polo, o acțiune ofensivă trebuie finalizată de către echipa posesoare a balonului în 30 de secunde. Dragoș Pandelea pierde mingea, a fost într-un duel cu doi jucători steliști, nu s-a descurcat și iată că a expirat cronometrul de atac. Alexandru Ghiban încearcă să încrocișeze acolo cu Ivan Crisman, către centru, a scăpat însă mingea acolo Daniel Robu, care n-a avut cum să controleze. Daniel Robu poate să joace și centru, în condițiile în care Pavel Popescu și Petru Ianc sunt accidentați, doi specialiști ai acestei poziții. Echipa rapidistă, tot așa, în ordinea numerelor purtate, Florin N. în poartă cu numărul 1, Ionut Stem numărul 2, Rob Dita numărul 3. Iată aici o eliminare a lui George Filipovici de 20 de secunde. O primă superioritate pentru oaspeți.
Paul Bordea, numărul 4, Mircea Mihai, numărul 5, Cristian Tănase, numărul 6, Alexandru Albu, numărul 7, Justin Simion, numărul 8, apoi cu numărul 10, Dragoș Pandelea. Să urmărim acest atac, numărul 11, Victor Antipa și gol! Gol! Egalitate la 11, egalitate la 1, marchează Dragoș Pandelea cu un șut necruțător. Un șut de pe interul stânga, care l-a surprins pe Dragoș Stoienescu, așadar superioritate finalizată de către echipa rapidistă. Numărul 10 e purtat de Dragoș Pandelea, 11 Victor Antipa, 12 capitanul echipei Alexandru Samson, 13 Robert Zganță, portarul de rezervă. Cu numărul 14 Alexandru Crăinicianu și cu numărul 15 Teodor Filoti. Între timp Nicola Murișić își face datoria din poziția de centru, înscrie încă o dată și duce scorul la 2-1 în favoarea formației steliste. Angajat acolo fără marcaj, Nicola Murișić notează dubla și își aduce din nou echipa în avantaj. Alexandru Samson, cel care ieri a marcat un gol, cel mai bun realizator al rapidiștilor în jocul care a avut ieri la ore, loc ieri la orele amiezii, a fost Dragoș Pandelea cu 3 reușite. Am văzut o aruncare a lui Victor Antipa de la mingea, a lovit rădăcina barei și a ricoșat înapoi în teren. Încă 3 minute și 40 de secunde din primul sfert. Steaua conduce cu 2-1. Antrenorii celor două echipe pentru Steaua Stirom, Andrei Iosep și Răzvan Cristescu. Aruncare în blocaj, recuperat acum de steliști. Ofentă și șut sub bara transversală. 3-1. Foarte frumos golul semnat de George Filipovici. Goluri marcate toate de stranierii Stelei, cei care ar putea să facă diferența într-o partidă în care Rapidul n-a venit totuși să se predea. Dovadă stă și scorul înscris pe tabelă la meciul de ieri, 13-5. E o diferență redusă față de scorurile registrate în partidele directe în sezonul precedent, de exemplu. Titularii rapidiștilor sunt Ionut Stem, Cristian Tănase, Alexandru Albu, Dragoș Pandelea, Victor Antipa și Alexandru Samson, plus portarul Florin Neu. Alexandru Albu, scufundat acolo, aruncă! O face cu luciul de apă, dar mingea sare peste bara transversală. Este acel gen de aruncări foarte periculoase, pentru că la contactul cu mediul lichid, mingea se poate duce în orice parte, iată sunt și valuri în bazin, de aceea direcția se poate schimba. Un atac vis pe extrema stângă de către Stelici. Atac ratat, acum balonul în poziția lui Mircea Mihai. Îl trimite pe partea cealaltă, unde este Victor Antipa. Minge pierdut acolo, a recuperat Nicola Murișić, care a venit din spate și a profitat de neatenția purtătorului de balon. A angajat Ivan Crisman, care luată liber pe acest culoar, paralel cu baliza delimitatoare. Un faul, angajare simplă și golul 4. Înscris tot pe o axă ex-iugoslavă. Ivan Crisman a pasat în centru pentru Nicola Murișić, care dintr-o poziție similară marcase și golul al doilea, dacă vă aduceți aminte, așa că iată-l pe Nicola Murișić notând un hat-trick în favoarea echipei militare. Superliga Națională de Polo utilizează același sistem competițional,
desfășurarea este similară cu ceea ce s-a întâmplat în sezonul anterior, de exemplu. 8 echipe, se joacă etape duble, după care se intră în play-off. Primele două clasate sunt calificate direct în semifinale, în timp ce echipele de pe locurile 3-6, dintre locurile 3-6, mai corect spus, vor juca într-un baraj pentru a ajunge în quartetul de aș. Balonul a fost controlat de Paul Bordea, care a pasat fault în favoarea echipei rapidiste. Feroviarii totuși sunt o echipă de tradiție în polul românesc, însă ei nu au mai reușit, din cauza bugetului în special, să țină pasul cu echipele care își permit atacarea performanței. Una dintre ele fiind și Steaua, campioana în titlu, cum spuneam. Recent echipa militară a participat cu rezultate bune la Liga Campionilor, fiind eliminată în turul al doilea al acestei competiții în grupa de la Rieti. Acolo Ionuț Ten, unul dintre internaționalii de juniori venit de lângă podul Grand, și este pe posesia Stelei un timeout solicitat de către Andrei Iosif și Răzvan Cristescu. 1 minut și 1 secundă până la încheierea primului sfert. Scorul este 4-1 în favoarea Stelei în disputa cu Rapid. Poate că nu toți cei care ne urmăresc sunt familiarizați, așa că vă spun că pauzele dintre sferturile 1 și 2, respectiv 3 și 4, durează 2 minute, iar pauza mare de la mijlocul meciului este lungă de 5 minute. Atac pozițional al Stelei cu perimetrul bine creat, undeva la semidistanță, pasă între cele două extreme, peste zonă. Să vedem finalizarea după câteva fente și frumos la nivel aerian vine golul înscris de către Daniel Robu. Spuneam că el va fi permutarea pentru Nicola Murișić pe poziția de centru. În acest fel înseamnă că îi se face loc lui Alex Vătrai pe aripa stânga echipei. Daniel Robu finalizează și duce scorul la 5-1. Timeout solicitat și de către Silviu Ceobanu, antrenorul feroviar, care își cheamă elevii la marginea bazinului pentru indicații care să abordeze ultimele 34 de secunde ale sfertului. Este și o eliminare, așadar steliștii se vor apăra la acest atac al Rapidului în inferioritate numerică. Florin Ene repune, acesta este și motivul pentru care se cere timeout de cele mai multe ori, pentru că balonul e apoi adus în posesia portarului la mijlocul terenului. Se câștigă secunde importante care apoi pot pregăti acțiunea ofensivă. Cum se întâmplă aici, însă, aruncarea lui Victor Antipa este la brațele portarului. Se pare însă că s-a acordat gol, într-adevăr. Rob Ditan este contabilizat ca autor după ce inițial respinsese Dragoș Stoienescu. Rob Ditan în apropiere a împins mingea dincolo de linia imaginară a porții.
O brigadă de arbitri este compusă nu doar din cei pe care îi vedem cu fluier și pe care nu știu dacă i-am notat. E vorba de Mihai Bălănescu și de Manuel Manea. Pe contraatac, aruncare de la mijlocul terenului al lui Alexandru Samson, pentru că acesta nu mai avea timp să înnoate până la poartă. Apără Dragoș Stoienescu și se termină primul sfert cu scorul de 5-2. Revenim în 50 de secunde. Am revenit în transmisiune directă de la bazinul din Ghencea. După primul sfert, 8 minute timp de joc efectiv, Steaua conduce cu 5-2. Cele mai multe goluri le-a marcat Nicola Murișić, 3. În timp ce Daniel Robu și George Filipović au punctat câteodată, Rob Ditan și Dragoș Pandelea au marcat și ei câte un gol în favoarea echipei rapidiste. A doua oară se întâmplă același lucru, câștigă Dragoș Pandelea sprintul inițial al sfertului, dar neatent nu conservă posesia și primul atac aparține Stelei. Totuși, în statistici, Dragoș Pandelea este notat ca fiind câștigătorul acestor două sprinturi, însă un lucru care nu are nicio importanță în economia partidei, mai ales că, iată, Steaua înscrie. La prima acțiune ofensivă, scorul devine 6-2. Golul a fost reușit de către Daniel Robu. Atac condus de Cristian Tănase, jucător care este legitimat la Steaua, dar a venit sub formă de împrumut la echipa Rapid. Minge scufundat acolo și posesie pentru Steaua. George Filipović, o piruietă în apă. Alexandru Ghiban încearcă angajarea centrului. Acesta forțează și scoate o eliminare la omologul său rapidist. E vorba de Ionuț Tem, cel care s-a aflat acolo. O superioritate care, judecând după ceea ce s-a întâmplat până acum, ar trebui finalizată de către militari. Un șut sub bara transversală și este gol, marcat de Daniel Robu. Mingea a ricoșat în apă, după care l-a lovit în spate pe Florin Nene și a trecut de linia porții. Spuneam de brigada de arbitri, care este completată cu doi asistenți la poartă. Ei au un rol consultativ, atenție,
pot să indice, de fapt sunt obligați să indice arbitrului care este părerea lor referitor la faptul că mingea a trecut sau nu cu întreaga circumferință de linia porții, însă decizia finală aparține arbitrilor. Au mai fost cazuri de neconcordanță între semnale și de aceea m-am făcut obligat cumva să anunț acest lucru. Gol înscris de către Alexandru Samson, capitanul echipei Rapid, este un șut în diagonală frumos din zona 2. Scorul devine 7-3 când ne pregătim, iată, să epuizăm cel de-al doilea minut al sfertului cu numărul 2. Sigur că până la urmă nu se pune problema învingătoarei, Steaua având o calitate, o valoare superioară, însă, atenție, momentele în care se află cele două echipe sunt diametral opuse. O aruncare în bară, Florin Nene era bătut acolo, dar l-a salvat stâlpul porții. Încă o acțiune cu angajarea centrului, acesta își folosește gabaritul. Nicola Murișić este un jucător puternic. Andrei Iosep se gândește să mai și exerseze în această partidă, așa că vrea să le indice o nouă schemă jucătorilor săi pentru superioritatea care va urma. Este un timeout cerut destul de repede. Sigur că nu este unul tactic, ci tocmai pentru că staful tehnic roș-albastru are nevoie de anumite verificări. Cristi Tănase este eliminat la această fază. Fundașul Dimitri Goanță a pasat către extrema dreaptă. Din nou mingea dusă pe partea cealaltă. Încearcă să traverseze zona acolo, joacă Steaua cu doi centri. Se ridică brațul de către rapidiști, volei balat, balonul până în bara transversală de unde revine și este împins în plasa porții de către Nicola Murișić, același jucător care inițial avusese acel exercițiu de volei balarea balonului, un lob care putea să-l surprindă pe Florin Nene. Finalitatea este aceeași, gol în statistica lui Nicola Murișić, al patrulea personal în partida de astăzi, iar tabela indică 8-3 în favoarea steliștilor. Cele două cluburi reprezintă adevărați piloni ai sportului românesc, cluburi cu multe secții. Steaua TV, se știe, a transmis și de la handbal, și de la rugby, de la scrimă, de la mai multe discipline, așa că poate sunteți familiarizați cu ceea ce se întâmplă în curtea clubului militar. Ei bine, aseară vă pot spune că în sala Rapid a avut loc un cuplaj voleibalistic foarte interesant, foarte frumos. Echipele masculină și feminină ale clubului au jucat în divizia A2, seria Est, al doilea eșalon valoric. Fetele s-au impus cu 3-1, rapidistele în fața celor de la Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, în timp ce băieții de la Rapid au pierdut cu 3-0 la seturi în fața dinamoviștilor. Urmărim acest atac cu Victor Antipa, care avansează. El se pregătește să arunce, este însă departe. Rapidiștii n-au o linie de distanță atât de puternică. Încă 4 secunde din atacul formației feroviare. Aruncare în blocaj, Nicola Murișić a deviat. La polo este exact invers față de handbal. Dacă un jucător de câmp, să-l numim astfel, ca să folosim terminologia clasică, deviază mingea, nu se acordă corner. În schimb, dacă portarul o deturnează, se acordă corner. Cum spuneam, o regulă schimbată față de ceea ce vedem la handbal.
Altfel, similitudinile între cele două sporturi ca așezare tactică sunt destul de evidente. Încă un gol marcat într-o situație asemănătoare cu ce am văzut și mai devreme. Ivan Crisman a aruncat cu brațul stâng puternic în bara transversală. Ninja a ricoșat în spatele portarului Florin Nene și a ajuns în plasă. La 3, am trecut de punctul de jumătate al sfertului cu numărul 2. Până la pauza mare mai sunt 3 minute și 43 de secunde. Sigur că poate la televizor sau în alte circunstanțe, poloul nu pare un sport atât de spectaculos din cauza lentorii cu care, să zicem, înaintează sportivii. Nu uitați însă că e vorba de un mediu ostil celui de deplasare natural a omului. Suntem în apă, e exclusă o viteză asemănătoare celei de la hockey pe gheață. De exemplu, ce gol frumos! Extraordinară angajare la limita offside-ului și gol marcat excepțional din 3 metri, 2 metri și jumătate distanță de poartă. Autorul acestuia este Nicola Murișici, a ajuns deja la golul cu numărul 5 în partida din această dimineață. Angajare n-a mai făcut preluare acolo Murișici și a permis luxul unei astfel de execuții foarte rafinate. 10-3 pentru steliști, jumătate din goluri aparținându-i, cum spuneam, lui Nicola Murișici. Dragoș Pandelea pasează pe partea cealaltă unde este Paul Bordea. Acesta transmite în centru la Cristian Tănase. Pandelea încearcă să schimbe cu cei de afară. Aruncare deviată de Dragoș Stoienescu. Mingea trimisă acolo de Cristian Tănase urmărea vincul porții. 10-3 și vă spuneam, prieteni, că în cazul unor astfel de partide duble disputate la distanță orară mică una de cealaltă, diferența la înot este evidentă, condiția fizică este factorul primordial de diferențiere, dacă vreți. Imprecisă acea pasă pe care a încercat să o trimită Alexandru Albu, internațional de juniori, forțat Paul Bordea pe ultimele secunde de atac să arunce de la distanță o paradă ușoară care intră în contul lui Dragoș Stoienescu. 2 minute până la pauza mare. Steaua conduce cu 10-3. O paradă a portarului Florin Nene. Este important ca și tinerii jucători rapidiști să prindă curaj, deoarece media lor de vârstă este una dintre cele mai scăzute din Superliga. Apropo și de Superliga, să nu uităm faptul că ieri CSM Digi Oradea, vicecampioană, a învins destul de greu cu 10-7 pe Dinamo la Oradea. La ora 12 așteptăm începutul celei de-a doua partide din etapă, desfășurată evident tot pe malul Crișului, pe colțul scurt. Foarte frumos a finalizat de acolo Cosmin Cotrău și l-a surprins pe Florin Nene. O aruncare pe partea închisă care găsește plasa porții și scorul devine 11-3. Așadar, pe lângă Steaua și Rapid, mai evoluează în Superliga CSM Digi Oradea, Dinamo, Crișul Oradea, AMFA Arad, Poli Cluj și Sportul Studențesc Corona. Steliștii vor pleca săptămâna viitoare la Oradea pentru 2 partide împotriva celor de la Crișul, în timp ce Rapidul se deplasează la Brașov pentru meciurile cu Sportul Studențesc Corona. Dragoș Pandelea, obligat dintr-un unghi închis,
inconfortabil să arunce către poartă pentru a nu pierde atacul. A apărat încă o dată Dragoș Stoienescu, lansare pe contraatac, un procedeu mai rar folosit la Polo, tocmai pentru că, spuneam, mediul de deplasare nu este unul tocmai prietenos. Finalizează însă ca o veritabilă extremă Ivan Crisman, care duce scorul la 12-3. ...48 de secunde din această repriză, dominată evident de către steliști. Numai în sfertul în care ne aflăm, ei au marcat 7 goluri față de unul reușit de poloiștii feroviari. Un bazin modern, cel din Ghencea. Păcat însă că nu poate fi folosit decât pentru polo, nu are dimensiunile necesare pentru a se utiliza și la competițiile de înot. Aruncare de afară, parată încă o dată de Dragoș Stoienescu. Încă o acțiune pentru Steaua înainte de sirena care va anunța pauza mare. Din nou Crisman poate să controleze mingea cu ambele mâini, însă cea de bază este stânga. Dimitri Goanță a pasat și o aruncare peste poartă în interstânga. Este pauză, prieteni, în bazinul Ghencea. 5 minute de respiro pentru toată lumea. Steaua conduce cu 12-3 în disputa din Superliga Națională contra Rapidului. Thank you.
se reia partida dintre Steaua și Rapid, prieteni. Scorul este 12-3 în favoarea echipei steliste, care iată câștigă acum primul angajament. A înnotat mai repede Alexandru Vătrai în comparație cu Alexandru Samson. Primele două sprinturi au fost câștigate de către rapidiști, însă acest lucru nu este decât de ordin statistic, pentru că știm Dragoș Pandelea a pierdut apoi posesia imediat după ce a câștigat-o. Primul gol în statistica acestui sfert cu numărul 3 este reușit de George Filipovici, angajat în vecinătatea porții. Nicio șansă pentru golkeeperul rapidist să apere și ecartul crește până la 10 goluri, 13-3. Încearcă să combine rapidiștii la mare distanță, undeva la centrul terenului. Rob Ditan pentru Alexandru Samson. Un fault asupra lui Victor Antipa, care șutează din întoarcere. Se opune Tudor Popescu, al doilea portar. Este corner pentru rapidiști, care va fi executat de către Victor Antipa. Tocmai pentru a vă face o imagine concretă asupra ceea ce înseamnă echipa rapidistă, să precizăm faptul că Robert Zganță, portarul de rezervă, are numai 15 ani, e născut în 2001. Asta referitor la afirmația pe care am făcut-o în prima parte a transmisiei, când spuneam că rapidiștii au o medie de vârstă printre cele mai joase, dacă nu chiar cea mai mică din Superliga, din octetul acestor formații care participă la nivel de seniori în competiția poloistică numărul 1 din România. Pe contraatac, o superioritate în mișcare făcută acolo de steliști. Este George Filipovici, care își pregătește aruncarea, câteva fente, angajare frumoasă. George Filipovici, care i-a oferit șansa golului colegului de pe aceeași parte, Daniel Robu, ajuns și el la a patra reușită personală. Scorul a devenit acum 14-3. Le văd undeva pe marginea bazinului de încălzire, cel din spatele porții la care se apără Steaua în această repriză, pe componentele echipei feminine de polo a Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Atât Steaua cât și Rapidul, secțiile de specialitate, au echipe de polo feminin. Cele două chiar s-au duelat într-un turneu de Cupa României la Alba Iulia recent. Victoria a fost la diferență mare de goluri în favoarea stelistelor. O aruncare din extremă, ușor nepregătită. A fost incomodat acolo Ionuț Stem, care n-a putut să găsească un unghi foarte bun, așa că i-a oferit lui Tudor Popescu șansa intervenției. Din nou, steliștii pe contraatac vor să facă aceeași superioritate în mișcare, anulată însă de redresarea apărării rapidiste. Așa că atacul devine unul pozițional. 10 secunde rămase la dispoziție, angajarea centrului, aruncare din piruetă frumoasă a lui Daniel Robu, care a nimerit bara transversală. O partidă de polo este împărțită în 4 sferturi de câte 8 minute fiecare, însă efortul depus în acest răstimp, care vă reamintesc este efectiv, nu contabilizează și întreruperile, este unul deosebit. Poloul este un sport care a apărut pe șichierul competițional undeva la începutul secolului 20 în Marea Britanie, în Anglia. De atunci studiile efectuate de specialiști au ajuns să cristalizeze o formulă de desfășurare. Încă un gol înscris de către Daniel Robu. Acesta, spuneam că va fi folosit pe post de centru alături de specialistul poziției respective, Nicola Murișici. Și dacă observ un pic statisticile, îmi dau seama că de pe centru
s-au înscris cele mai multe goluri în poarta rapidiștilor. Nicola Murișici are 5 reușite, Daniel Robu 5 și el, însă nu toate de acolo. El a jucat și extremă stânga la început, înscriind, dacă nu mă înșel, chiar 3 goluri din poziția respectivă. Rob Ditan pasă pentru Alexandru Samson, care este apărat acolo de Alexandru Ghiban. O luptă aici în care Alexandru Crăinicianu a fost faultat. Angajarea lui către centru a eșuat. Apărare foarte bună prestată de către steliști. Agresivă până la limită. Și ca să facem iarăși câteva precizări de regulament, atât timp cât poloistul advers are mingea în posesie, poți să-i faci orice, sigur cu limitele decenței. Nu poți să-l lovești cu pumnul, nu poți să acționezi violent asupra lui, dar îl poți cufunda, îl poți împinge, îl poți ține un fel de ruibi în apă, dacă vreți. Numai că multe dintre aceste acțiuni se transformă în fault, pentru că imediat ce mingea este lăsată, acțiunea fizică este penalizată de către arbitri. Gol înscris acum de către Cosmin Cotrău, a ajuns și el la a doua reușită personală în poarta rapidiștilor astăzi. ...16-3, scorul ia proporții. Steliștii își confirmă statutul de campioni în titlu și, dacă vă aduceți aminte, încerc iarăși să leg propozițiile. Spuneam că echipele se află în puncte diferite de dezvoltare ale curbei efortului. Steaua e într-un moment mai greu, care poate fi depășit grație acestei duble victorii cu Rapidul. Într-un moment mai greu, deoarece poate așteptările erau mai mari față de Liga Campionilor. Oricum, o prestație foarte bună în turneul 4 la ter de la Rijeka, împotriva unor echipe cu faimă de pe bătrânul continent, aici incluzând pe primor e Rijeka din Croația, unde joacă și Cosmin Radu, Sabadell din Spania, sau chiar CSM Digi Oradea. Mingea a atins acolo baliza de delimitare, așa că este posesie pentru rapidiști. Va fi un sezon extrem de dificil care începe acum pentru Steaua. Din postura de campioană Apoloului românesc, ea va trebui să-și apere prețiosul trofeu. De aceea spuneam că e foarte important, chiar un moment de inflexiune, aș spune. În timp ce Rapidul vine după un cantonament efectuat la Brașov, unde a alternat antrenamentele pe uscat cu cele tactice și cu dezvoltarea capacității de înot. Aruncare de la 5 metri. Va executa Dragoș Pandelea pentru rapidiști. Trage puternic la vincul porții, mingea a sărit de pe apă. Nicio șansă pentru Tudor Popescu, o aruncare imparabilă, 16-4. Așadar, rapidiștii au acest elan al debutului, sunt în foame de competiție, dar evident, din punct de vedere valoric, nu pot rivaliza cu Steaua. Un nou atac așezat, o apărare supraaglomerată în centru, acolo unde antrenorul Silviu Ciobanu, cel care a obținut 4 titluri consecutive ca jucător pentru Rapid, a văzut că este punctul forte al atacului roș-albastru. Mai puțin de 2 minute din sfertul al treilea. Minge recuperată de steliști. Un fault produs la mijlocul terenului, tactic, de către Alexandru Samson pentru a împiedica superioritatea în mișcare vizată de echipa militară. Daniel Robu transmite pe partea opusă, faulturi în serie făcute de rapidiști și până la urmă vine golul. O soluție logică a superiorității. Gol marcat de către Ivan Crisman din extrema dreaptă
17-4. Mai sunt 76 de secunde până la ultima pauză a meciului. Poloul românesc, fără discuție, are nevoie de o infuzie, dacă vreți. Din acest punct de vedere, la capitolul marketing, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, implicit și secția de polo, stau foarte bine din punctul meu de vedere. Sunt sponsori, sunt parteneri, mai bine zis, care se implică. De aceea ați văzut o rebranduire. Echipa în acest sezon se numește Steaua Stirom, Stirom fiind unul dintre partenerii principali alături de ceilalți, care nu trebuie minimalizați ca importanță sau ca implicare. Mă refer la Aqua Queen, Remadet, Brentag, Alexandrion, poate mai sunt și alții. Îmi cer scuze dacă nu i-am văzut chiar pe toți pe panourile publicitare de aici și de la bazinul Ghencea. Time-out solicitat de către Andrei Iosep, fostul internațional care e antrenor principal la Steaua. Nu numai la nivel de marketing are nevoie poloul românesc de o altă accelerație, cred eu că și la nivel de imagine, dar atât timp cât Federația Română de Polo nu înțelege utilitatea unui site propriu de unde cu toții să ne informăm asupra programului competițional măcar, cred că lucrurile sunt destul de clare în această privință. Atacă steliștii, 13 secunde rămase la dispoziție, o angajare care l-a vizat pe Vătrai. Un fault ofensiv comis acolo de steliști. 17 secunde, nu știu dacă mai au timp feroviarii să construiască ceva în acest interval foarte mic. Teodor Filoti a pasat pe partea cealaltă și iată o acțiune frumoasă. Da, așa trebuie jucat poloul chiar la acest scor. Acțiune finalizată de Alexandru Albu, care a încercat să-l surprindă pe Pavel, pe Tudor Popescu. Portarul stelist aruncă din poartă în poartă, dar peste bara transversală și se încheie sfertul al treilea cu scorul de 17-4. Oficial YouTube. Începe ultimul sfert al partidei dintre Steaua Stirom și Rapid. Al doilea meci din etapa inaugurală a Superligii de Polo pe apă,
ediția 2016-2017. Conduce formația stelistă cu scorul de 17-4. Să asistăm la acest sprint care este disputat acolo și câștigat de Victor Antipa în fața lui Alexandru Vătrai. Prima dată când rapidiștii atacă la acțiunea de debut a sfertului și iată-i că reușesc să și înscrie prin Victor Antipa o aruncare scursă, dacă vreți, pe sub palma portarului Tudor Popescu. Scorul devine 17-5, chiar dacă rapidiștii, spuneam, au câștigat 3 sprinturi la începutul sferturilor, ei în primele două cazuri au pierdut posesia. Atac așezat de Steaua, problema învingătoarei nu se mai pune, singura necunoscută este scorul final, unul care crește în favoarea militarilor după golul marcat de Daniel Robu, aceeași schemă pentru care oaspeții n-au găsit antidot nici până acum, o angajare lobată în spatele liniei de apărare din vecinătatea porții, recepție foarte bună a lui Daniel Robu, care nu stă mult pe gânduri și îl învinge pe portarul rapidist. Observați probabil că undeva pe marginea bazinului sunt două marcaje, unul galben care arată linia de 5 metri de unde se execută aruncările de penalitate și încă unul roșu de 2 metri în acea zonă. Jucătorii sunt penalizați pentru offside, un șut care a fost parat cu fața acolo de către Tudor Popescu. O aruncare venită din extrema stângă, unghiul închis foarte bine, colțul scurt închis foarte bine de către golkeeperul de rezervă al echipei militare. Blochează acolo apărătorii feroviari, cei care câștigă balonul și nu-l mai duc la Florin Nene. În mod normal, portarul este cel care dirigează, așteptând așezarea pe pozițiile prestabilite. Acum cel care și-a asumat rolul a fost Dragoș Pandelea, jucător venit de la Sportul Studențesc Corona, dar care astăzi nu e într-o formă la fel de bună precum în partida anterioară. Iată-l pe Pandelea încercând să se apere pe acest contraatac. El închide bine posibilitatea lui Alexandru Vătrai. Acesta greșește apoi angajarea, un fel de centrare la fotbal interceptat însă de Alexandru Albu. Contraatac, n-a văzut mingea acolo poloistul rapidist. Cristian Tănase transmite înapoi la Victor Antipa. Ba nu, este Dragoș Pandelea cel care trage de la distanță. Mingea lovește plasa de protecție, însă din spatele porții. Un time-out pe care îl solicită tandemul de antrenori ai Stelei, Andrei Iosep, Răzvan Cristescu. Tocmai, cum spuneam, nu în scopuri tactice, ci pentru a exersa anumite scheme ofensive în condițiile în care diferența pe tabela de marcaj este uriașă. Are început partida, încă 5 minute până la fluierul de final.
steliștii încearcă o combinație cu permutarea locurilor. O aruncare de la semidistanță. Gol înscris de către Alexandru Vătrai. 19 la 5, 4 minute și 40 de secunde rămase din meci. În opinia mea, va fi un sezon interesant în poloul românesc. Echipe care vor dori, bineînțeles, să câștige titlul obținut anul trecut de Steaua. CSM Digi Oradea este redutabilă. Dinamo s-a întărit considerabil, Sportul Studențesc Corona, de asemenea, echipe care vizează prezența în quartetul de frunte și gol frumos de la distanță. Frumoasă această reușită, un șut surprinzător al lui Cristian Tănase. Acesta a marcat, dacă îmi permiteți, cel mai frumos gol al echipei oaspete de până acum. A avut vreo 10 metri distanță, un șut cu apa, o aruncare cu apa care l-a surprins pe portarul Tudor Popescu și scorul devine 19 la 6. Rapidul și-a propus drept obiectiv locul 5 în acest campionat, chiar cu posibilitatea de a ajunge pe locul al 4-lea. Gol înscris de afară de Ivan Crisman, care își duce statistica personală la 4 reușite în partida pe care o urmărim împreună. Un mic jubileu pentru Steaua, care iată ajunge la golul al 20-lea și este clar o partidă dezechilibrată față de ceea ce a fost ieri în aceeași arenă. Steaua, vă reamintesc, s-a impus cu scorul de 13 la 5. O partidă mai dificilă după cum o arată scorul și tocmai supozițiile pe care le expuneam, acelea ale punctelor diferite în care se află echipele, dar și ale gradelor de oboseală diferite, pentru că Steaua vine după două turnee de Liga Campionilor, unul în Malta, celălalt în Croația, cum spuneam. Două turnee grele. O, ce boltă frumoasă! Păcat că mingea n-a intrat în poartă. O aruncare tehnică. Îmi place să văd și astfel de procedee. Paul Bordea a fost cel care a dorit să trimită mingea peste portar în colțul lung. Steliștii nu iartă, pe contraatac vine o altă reușită de la centrul Nicola Murișici. El cu Daniel Robu sunt golgheteri, fiecare cu câte 6 reușite. Asta, bineînțeles, dacă statistica mea este corectă și coincide cu cea de pe raportul oficial de joc, întocmit de către arbitrii și care va fi înaintat Federației Române de Polo pe apă. ...21 la 6, a întârziat un pic tabela, dar e doar un amănunt insignifiant. Paul Bordea, apărat de cealaltă caschetă cu numărul 4, Alexandru Vătrai. Mingea acum la Dragoș Pandelea, cel care a fost anihilat foarte bine. O apărare om la om care nu i-a convenit deloc Interului Rapidist. Un atac plecat în inferioritate numerică pentru steliști. Cosmin Cotrău, jucătorul eliminat și care e întârziat acum. El a revenit tocmai pentru că echipa rapidistă pierduse posesia. 8 secunde din atacul Stelei, o fentă, o aruncare la brațele portarului. Un fault ofensiv la nivelul centrului, Dragoș Pandelea a dat drumul imediat, un contraatac, a angajat acolo Alexandru Albu, care preia mingea, se duce în 2 metri, vrea să se ridice, dar este prins. Un faul tactic care nu produce efecte. Și apropo, pentru că la momentul
acordării aruncării de la 5 metri, n-am mai apucat să fac această precizare. Jucătorul care faultează primește greșeală tehnică, dar nu este eliminat 20 de secunde ca în celelalte cazuri. Nu se poate da o pedeapsă dublă. Timeout solicitat de antrenorul rapidist. Acustica din sală nu este una foarte bună, deci arbitrii câteodată au probleme cu recepția mesajelor de la băncile tehnice. 1 minut 37 până la finalul jocului. Steaua conduce cu 21-6. Au repus rapidiștii și iată-i așezând bine perimetrul ofensiv. Poziții totuși statice. Iată o diferență între ce joacă Steaua, care a schimbat locurile în atac. Rapidul atacă folosind un sextet tradițional. Recuperată mingea acolo, dar jucătorul rapidist parcă n-a avut curaj să finalizeze. Alexandru Samson încearcă angajarea centrului, bătălie acolo în apă și este o eliminare. Nicola Muricic, probabil printre cei mai buni jucători steliști în această partidă, a fost eliminat pentru 20 de secunde. Mi-ar părea bine pentru Aspet să finalizeze această superioritate, pentru că, în opinia mea și pentru încurajare, e o diferență cam mare, reală totuși, dacă judecăm raportul de forțe din bazin. Aruncarea a izbit bara transversală, jumătate de minut până la încheierea meciului. La gol averaj, Steaua este, cel puțin pentru moment, ocupanta fotolului de lider. Erau 3 puncte după cele două meciuri de ieri, se fac 6 acum în contul steliștilor. Probabil că și bihorenii vor învinge în meciul cu Dinamo, dar nu la o diferență atât de clară. A ratat Robu posibilitatea să închidă meciul cu un gol și să preia ștafeta golgheterului de partidă. El o împarte cu Nicola Muricic, fiecare câte 6 reușite. Victor Antipa, faultat de către Ștefan Ghiban, fratele mai mic al lui Alexandru, și este încheierea partidei, prieteni. Steaua se impune cu scorul de 21-6. Defalcat pe sferturi, rezultatul arată 5-2, 7-1, 5-1 și 4-2. O victorie fără drept de apel, un meci fără istoric, dar cred că un spectacol agreabil pe care am încercat și noi să vi-l oferim în condițiile tehnice existente la bazin. Cristian Frisc, în numele echipei Steaua TV, vă mulțumește pentru că am petrecut împreună această dimineață de polo. Vă invităm și cu alte ocazii la transmisiunile oferite de canalul oficial YouTube al Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Știți bine adresa: Steaua TV. Un weekend plăcut tuturor, toate cele bune!